Nu, nu, da, datele, caracter personal nu mă interesează. Uite, uitați-vă, 750 de lei în 3 zile în jumătate. Uh-huh. Dacă sunteți de acord, dumneavoastră semnați aici. Dacă nu sunteți de acord, spuneți, ăștia nu sunt de acord. De aici aici, numărul 12. Obiecte și probabile persoane în care privința a fost pornit procesul convențional. Da, ne mai citiți o dată din Hai. Cod așa și mi-ați arătat. Da. Sigur. Chiar și vă arăt. Da, codul 200 cât? Legea 218 din 2008, codul contravențional al Republicii Moldova. Pentru acțiunea din centru capitale, de pe strada Șiuse. Da, am calificat-o eu ca agent constator care activează în baza articolului 185 a codului contravențional, am calificat ca huliganism nu prea grav. Dar, de fapt, eu nu port codul cu mine. Am înțeles, da, eu văd. Dar matale mi-ai citit deja. Da. Codul, primul aliniat, huliganism nu prea grav. Da. Și se sancționează de la 6 până la 30 de unități. O unitate 50 de lei. Da. Unități convenționale. Datele sunt ale dumneavoastră, cartea de dar eu n-am nicio problemă cu datele mele. Nu sunt ale mele. Lumea oricum mă cunoaște, știu și ele unde sunt. Păi n-am filmat tot în proces ca să... Cum alții spune că nu e dată cartea personală. Dar știți? Al dumneavoastră. A, nu, eu n-am și ascunde. Asta e, asta și-am văzut. Eu nu le filmez pe dumneavoastră, ești a mele. Da, păi asta. Dumneavoastră sunteți în sectorul 1? Sectorul 1 de poliție. 31 august. Da, suntem vecini. Suntem pe București. 59. Știut, vineți la noi mereu. Dar plângerea cine o depus-o? Eu vă explic, vă arăt tot. Tot vă arăt. Vă explic, dragi prieteni, în câteva clipe. M-am trezut cu poliția acasă pentru... O plângere venită probabil din centrul capitalei după ce l-am căutat pe Jora Cafcaliuc la oficiu și nu l-am găsit și probabil cineva o scrie sau o plângere, dar nu știu, am să vedem acum. Poliția își face datoria. Ați găsit, da? Articolul. Intervenția la ordine publică, huliganism nu prea grav. Huliganism prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice și alte acțiuni similare ce tulbură ordinea publică și liniștea persoanei fizice. Sancționează la 6 la 30. Da, dar cine a avut de suferit ca persoană fizică? Aveți scris undeva? Eu. Când am dat ochii pe sine. Gata, am înțeles, gata. Cine a avut de suferit, vreau să văd. Nu. Cine a scris plângerea, ca să înțeleg. Trebuie să existe cineva care s-a plâns. Este făcut cercetare la fața locului. Uh-huh, am înțeles. Dar apelul, cine l-a făcut? Cine s-a plâns ca persoană fizică? Nu m-am filmat. Nu, spune cine. Uite. Dar nu. Răducan Margareta. Am înțeles. Am înțeles, știu și cine. Da, e ajunge, Răducan Margareta. Sunt două plângeri, de fapt. Dar eu n-am avut treabă nici cu unul dintre ei, nici nu i-am văzut, nici nu... Da, asta e, ok. Bun, dați scriu un procesul verbal. Da, eu. Dumneavoastră... Nu sunt de acord? Nu sunt de acord, scriu, nu sunt de acord și mai departe noi să contestăm. Dați-vă să plec, uitați-vă atent. Obiecte și probabil persoane la care privință pot spune procesul cu... Ce obiecte dumneavoastră? Nu am obiecte, dar să nu sunt de acord, și gata. E că aici. Da, aici. Nu. Sunt de... Și puteți mai jos, cum e ca așa. Obiecții, și aici, da? Nu, e ca aici, dacă vreți și completa. A, nu, nu și nu sunt de acord, pot să semnez sus. Semna, sigur semnat aici. Așa. Asta e sancțiunea dumneavoastră. De 15 unități 750 de lei. Așa, mai departe. Mai departe. Recunosc să vă și de contravenție, deci nu mai știți. Nu, nu recunosc. Dar, ca să vă dau copia... Da.
copii astăzi de da, azi. Am înțeles. Neastră, știți aici, mi s-a adus la... Știți? Obligațiile prevăzute articolul 3, da, cont convenț specific, vreau... Am luat cunoștință conținutul procesului, vreau acumări mai amenzi prevăzute. Am înțeles, ca să-mi dați o copie. Așa, acolo de copa, cu decizia agentului și am primit copia procesului pentru ce și semnit. Semnit, aici, da, ridicați-o mai sus, ca să pot. Este. Domnul Vasile, poftim. Pazdravleam. Vă egrali un proces verbal verde. Da. Asta gata, am înțeles. Mai departe... Ne-a să vă duceți la Mihai... La Ciocana, Mihai Sorian 24 Barun. Deci o puteți contesta. Am înțeles. Mulțumesc. Ne vedem cu alte ocazii. Ne vedem la judecată. Ne vedeți la judecată. La revedere. La revedere, mă scuzați. Uite, te urmă. Mă aduc. M-au găsit acasă. Polițiștii m-am trezit cu ei în curte. Mai 10-62. Un băiat destul de, un ofițer destul de calm și corect mi-a explicat că e problema cu acțiunea pe care am avut-o pe Șusev când i-am murdărit sigla lui ăsta, miliționierul ăsta. Și-a venit polițistul, m-am trezit cu polițistul în curte, aici n-am mai vrut să filmez. Totuși un băiat s-a prezentat ca un băiat de treabă. Ce să vă spun? Asta e realitatea. Sunt persoane care au avut de suferit, Margareta Răducan. Sau cum o cheam? Margareta Răducan și cineva au scris plângere. Pentru că sunt tare, tare ofensați oamenii ăștia. Iată așa funcționează mecanismul ăsta. Ei sunt gata să vină și cu percheziții. Oricum, nu riscă nimic. Și îmi pare rău că pun în situații polițiștii de sector care în loc să ocupe cu lucruri serioase, cu adevărat serioase, trebuie să ocupe cu amendarea unor oameni care au o anumită formă de exprimare. Asta au fost... un protest, dacă vreți, o formă de liberă exprimare în care am zis că nu sunt de acord cu modul ăsta lor de a acționa. Așa e, am câștigat un proces. 750 de lei pentru un ștup de zilioncă, operația Câinele Roșu. Înseamnă că operațiunea Câinele Roșu trebuie să aibă urmări. Ne vedem în continuare, ei dacă... Să caută pe dracu, eu am să vin cu probii care au să zdrunșine o parte din bandiții ăștia. Ne vedem în instanță. Mulți ani. La noi acasă au înflorit cireșii. Ia uitați-vă și locuri frumoase. Sunt și frumuseți. Chiar dacă ei supărați. Dragi prieteni, mulți ani. Alegeri parlamentare. Ne auzim mâine.